Și bună la toată lumea, dragii mei frumoși mei, ce faceți? Ia uite că vin în fața voastră cu această minunată oglindă neagră, da, se vede telefonul meu acolo, da, și icoanele de pe pereți. Este o oglindă minunată, o oglindă care are puterea magică, da, să întoarcă răul înapoi. Fiind și de culoare neagră, fiind și dintr-un material foarte frumos, care aici în România nu prea se găsește, să știți că această oglindă, dacă știi cum să o folosești, să faci ritual împotriva dușmanilor, această oglindă închide tot răul în interiorul ei și după aia îl trimite înapoi la destinatar. Da? Sunt vreo 2-3 persoane care am făcut pentru ele acest lucru și dușmanii au fost luați cu salvarea și așa mai departe. Li s-au întâmplat lucruri foarte urâte. Da? De ce? Pentru că această oglindă este exact efectul oglinzii. Ceea ce tu dai, aia primești rapid. Deci nu trebuie să dureze foarte mult timp. E adevărat că un ritual de genul ăsta este un pic mai scump, dar cine îl face și cine are încredere, adică neapărat încredere, trebuie să te gândești la dușmanii tăi ce ți-au făcut, da? Acei dușmani trebuie să-ți fi făcut un rău foarte mare, adică să-ți facă farmece și așa mai departe. Acest ritual este foarte puternic, da? Acum eu vin în fața voastră cu această minunată oglindă neagră să vă fac o lectură pe bază de concentrația mea, da? Până luna octombrie-noiembrie, ceva de genul. Să vedem ce iese pentru fiecare în parte, dragii mei. Vedeți că pe mine nu mă vedeți în oglindă, pentru că această oglindă are puterea să nu facă, deci ca și la vampir, da? Deci, având în vedere faptul că eu, îmi vine și zărut, sunt din Transilvania, da? De la Vlad Țepeș, deci poate că sunt vampiroaică, că uitați, nu mă văd în oglindă, vedeți? Așa că, datorită acestui lucru, dușmanii o să-și pui întrebări cum de nu se vede doamna Cristina în oglindă. Uite că nu mă văd, da? Doar mă auziți. Haideți să încetăm cu gluma și să facem, dragii mei, o lectură pentru voi toți, pentru toți cei care, bineînțeles, o să vă încadrați în această lectură, pentru cât mai este din luna septembrie, octombrie și noiembrie, da? Vom vedea ce ne arată oglinda noastră. Da? Se pot vedea niște pești în apă. Ce vrea să zică? Vrea să spună că multe persoane vă veți reveni din punct de vedere financiar, da? Dar că până în prezent sau până, deci chiar acum în prezent vă confruntați cu ceva probleme de bani, da? Poate începutul lunii octombrie, ceva pe la jumatea lui octombrie, încep să apară roadele, da? În această parte din valurile unei ape se poate vedea un mormânt. Aici vrea să spună că veți pierde de pe cineva drag, din nefericire veți avea și asemenea experiență, mai ales dacă aveți o persoană în vârstă care este bolnavă, da? Și care dintr-o dată așa îi se întâmplă o chestie inopinantă, deci moare cineva, da? Se poate vedea în luna noiembrie un câmp întreg de trifoi, chiar și înflorit, trifoi de culoare roșie. Știți că trifoiul roșu este folosit și la ceaiuri, da? Trifoiul roșu este foarte bun la ceaiuri, da? Deci se vede un câmp de trifoi. Aia ce vrea să spună, că o să vină un mare, mare noroc asupra voastră, a unor persoane, da? Deci asupra voastră. Iar aici jos îmi apare un sân de femeie, atenție mărită, dragele mele doamne, sau ce probleme aveți de sănătate hormonală mai ales, da? Pentru că s-ar putea să aveți probleme cu un sân. Să mergeți să vă faceți control în cazul în care, doamne ferește, simțiți durere sau ceva, pentru că se pare că există șanse să aveți probleme, da? Se vede totul un pic în ceață. Mie mi-apare aici, în partea asta, da? Îmi apare o energie urâtă, un șarpe, da? Deci poate că cineva vă lucrează cu energii de joasă frecvență, vă lucrează pe farmece, da? Vă face ceva, vă trimite de la distanță farmece. Acest șarpe se târăște să vină către casa voastră. Deci aveți un farmec trimis, da?
Deja l-aveți făcut de mai bine de 2 luni și cred că la sfârșitul la luna asta sau poate și mai bine, mai repede începe să își facă efectul în casa voastră, să aveți probleme, da? Fiți foarte atenți unii dintre voi la schimbările de lună, când e lună plină, da? Când este lună plină, ce manifestări aveți în casă, ce se întâmplă, ce se întâmplă, pentru că aici în partea asta se poate vedea o stare urâtă, da, a lucrurilor. Se întâmplă niște evenimente urâte când este lună plină, da? O pierdere de casă mai mi-apare în această lună, până la sfârșitul lunii, cineva vă pierde casa sau vă dă afară sau ceva se va întâmpla legat de o casă, dragii mei, dragele mele. Aveți ceva foarte mult dușman sau aveți datorii, nu vi-ați plătit datoriile și vă apare o casă, o pierdere de casă. Îmi apare... Îmi apare o fântână, da? O fântână părăsită și aici există șanse ca cineva să lucreze sau va lucra la fântâni părăsite ca voi să fiți părăsiți, da? Să aveți parte de părăseală, să aveți parte de probleme în familia voastră, da? Iar aici sus, ia uite cum se vede aburii unei inimi. Se va întâmpla ceva frumos legat de dragoste până la sfârșitul lunii octombrie. Poate vă întâlniți destinul, poate vă întâlniți dragostea, de ce nu? Poate vă întâlniți viața, persoana care voi o iubiți, da? Se pot vedea tot felul de umbre. Hai să vedem. O cruce, este crucea destinului vostru, da? Foarte multe greutăți ați dus în spatele vostru, încă mai aveți de dus până noiembrie, dar oricum, crucea unui destin e lungă, depinde câți ani avem fiecare, trăim, da? Deci, ca să ne înțelegem, da? Aici persoane care ați pierdut un copil, o fetiță care a murit, da? La 4-5 ani. Spiritul acestei fetițe nu are liniște, a fost bolnavă, da? Eu asta văd, asta vă spun, deci este un spirit de o fetiță moartă care cere ceva, aveți grijă că cere ceva la schimb, da? Vă apare și un frumos curcubeu pe partea asta, în luna asta, până la sfârșitul lunii aștia, se întâmplă ceva foarte frumos, mai ales dacă mergeți la biserică, dacă vă rugați, dacă vă plătiți slujbe. Și un labirint, dragii mei. Mulți dintre voi sunteți băgați într-un labirint, într-un labirint de confuzie, într-un labirint de lucruri, ce știu eu, da? Și bineînțeles că există șanse să vi se îndeplinească și o dorință, pentru că apare o stabilitate sau mai multe dorințe care le vreți voi să vi se îndeplinească, dacă credeți cu adevărat în puterea voastră, dacă credeți în univers, se îndeplinesc, da? Chiar dacă, de exemplu, te confrunți cu o boală sau cu ceva înainte să te pui în pat, să te culci, da? Și îți faci cruce, poți să-ți pui un pahar de apă, v-am mai zis, o tactică a paharului de apă, pentru că este foarte folosită, paharul, apa se încarcă cu energie, totul este energie, apa este celulă vie, se poate încărca, da? Vă spun eu, pentru că s-a făcut experimente pe apă și se întâmplă lucruri minunate cu apa, da? Există la Arsenie Boc acel izvor care zice că este apă vie, eu am luat și te purifică de anumite boli, da? Vreau să vă spun că vă puneți un pahar de apă, faceți rugăciunea Tatăl nostru pe paharul de apă și spuneți: eu sunt sănătoasă sau sănătos, eu sunt bogat sau bogată. Veți vedea că dacă faceți acest experiment cel puțin 3 zile la rând, ceea ce voi ați spus se materializează în realitate, da? Prinde conturi în viața reală, pentru că cuvântul creează, da? Totul ce vorbim și acum în acest moment pleacă în univers, pe vibrații, da? Dacă tu ești pe vibrație joasă și ești nervos sau nervoasă și înjuri și trântești și ai dragi în tine sau mai știu ce, pleacă într-o anumită vibrație foarte urâtă care, ca și un bumerang, se întoarce înapoi. Dacă ești pozitiv, râzi, glumești, te distrezi, tot acel pozitiv vine înapoi la tine, dublu, triplu, da? Deci să nu uitați lucrul ăsta, asta este legea universului și fizica cuantică, da? Așa că puneți-vă un pahar de apă și spuneți în fiecare seară: sunt bogat sau bogată, sunt sănătoasă sau sănătos, da? Sunt frumos, frumoasă, sunt important, importantă, da? Sunt
celulă vie, da? Sunt regenerație, da? Mă regenerez și așa mai departe, da? Deci faceți lucrul ăsta, dragii mei, și veți vedea că toate celulele din corpul vostru există șanse să se regenereze, să prindă conturi. Să știți că și cancerul există leac pentru cancer, dacă faci post negru, pentru că celulele canceroase se hrănesc cu mâncare, da? Dacă tu faci post negru, da? Depinde în care fază de cancer ești, ai să vezi că te înfometezi un pic, da? Apă trebuie să bei, dar te înfometezi un pic și ai să vezi că nu, cancerul nu rezistă, deci dispare, da? Pentru că el crește în momentul când tu îl hrănești cu zahăr, îl hrănești cu carne, îl hrănești cu mâncare, da? El dispare. Există tot felul de metode, dar nu sunt date pentru că oamenii să nu știe și să iei medicamente, pentru că medicamentele nu fac altceva decât să te ajute într-un anumit mod, în alt mod să te distrugă, da? Spunându-vă ăștia, dragii mei, eu vă doresc o zi minunată de vineri, sper să aveți parte de un weekend minunat, să nu uitați că această minunată oglindă, dacă doriți să faceți ritual cu această oglindă și aveți foarte mulți dușmani și dușmani periculoși, eu pot să fac ca să vi bag în această oglindă, în întuneric, da? Să-i pietrificăm, pentru că practic asta este oglindă de piatră, să zicem, marmură, piatră, ceva de genul, da? Material de genul ăla. Așa că vă las, dragii mei, vă doresc o zi minunată și sper ca această lectură să vă fi plăcut. Vă pup și vă îmbrățișez.